Joi ne vom bucura de încă o zi frumoasă și caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția serii, când în regiunile sud-estice se vor semnala unele înnorări. Vântul va avea intensificări ușoare în jumătatea estică a Munteniei. Dimineața va fi răcoroasă, dar la amiază, în prezența soarelui generos, termometrele vor indica între 12 și 15 grade în regiunea sudică a României. În Giurgiu, izolat, la primele ore ale zilei, în zonele joase vor fi condiții de ceață. Vom avea 13 grade la amiază, apoi seara temperaturile vor scădea până la 2 grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt minime. Astfel, în județul Giurgiu avem următoarele temperaturi: Bolintin 13, Hotarele 12, Comana 12, Mihăilești 13, Ghimpați 12, Izvoarele 13 grade, iar Giurgiu 13 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră dinspre nord, presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur, Dunărea este în creștere 5-15 cm, iar cota probabilă este de 310 cm. Umiditatea este de 63%.